Bună ziua! Vă invit să pornim împreună într-o călătorie prin natură, printre plante, animale și oameni. Pe parcursul clasei a 5-a, vom explora împreună ecosistemele planetei noastre. Vom cerceta relațiile dintre viețuitoare, vom afla cum se adaptează fiecare organism la mediul său de viață. Ați sesizat desigur că am utilizat un cuvânt nou, ecosistem. Haideți să pornim și să aflăm împreună ce înseamnă această noțiune. Toate organismele vii de pe suprafața Pământului trăiesc în anumite medii de viață. Broaștele și pelicanii preferă bărțile. Păsările preferă arborii. Delfinii preferă mediul marin. Observați desigur că aceste medii de viață sunt diferite. În pădure aerul este oxigenat. Râul de munte are apa repede curgătoare, limpede. Deșertul și întinderile de gheață au temperaturi contrastante, foarte calde sau foarte reci. În fiecare mediu de viață există viețuitoare. Pescărelul are ciocul ascuțit și puternic pentru a putea prinde peștii. Ciupercile au dimensiuni mici și preferă locurile umbroase și umede. Viețuitoarele sunt și ele diferite. Pasărea din imagine are culorile asemănătoare frunzelor arborilor în care trăiește. În mare parte, ceea ce v-am spus, probabil că știați. Dar un biolog știe că orice viețuitoare are nevoie de un loc unde să trăiască. Acest loc poartă denumirea de biotop. Am ales pentru voi un loc preferat, marea. Acest loc numit biotop este caracterizat de factori abiotici, numiți și factori fără viață. Aceștia sunt apa, aerul, solul și factorii climatici reprezentați de lumină și temperatură. Toți acești factori asigură existența viețuitoarelor. Biotopul este populat cu viețuitoare, aceste viețuitoare alcătuind împreună biocenoza. Biocenoza este alcătuită din factori biotici sau factori cu viață. Acești factori biotici sunt reprezentați de plante, animale, oameni. Împreună, biotopul, adică locul unde se află viețuitoarele, împreună cu diversitatea lor care alcătuiește biocenoza, formează ecosistemul. Recunoașteți aici ecosistemul marin. Acolo unde există mai multe tipuri de ecosisteme și acestea se întrepătrund, se formează biomul. În România, cel mai cunoscut biom este biomul Deltei Dunării. Ecosistemele pot fi împărțite în mai multe categorii. Ele sunt clasificate în funcție de caracteristicile biotopului. Regăsim ecosisteme terestre reprezentate de păduri, pajiști, parcuri, grădini, în care factorul abiotic predominant este solul, și ecosisteme acvatice, în care factorul predominant abiotic este apa, reprezentate de râuri, lacuri, bălți. Avem aici câteva exemple de ecosisteme terestre. Puteți vizualiza o pajiște în care recunoaștem păpădia și o livadă. Dintre ecosistemele acvatice, recunoaștem un râu învolburat de munte și un lac, sau o putem considera și o baltă. După tipul de intervenție al omului, ecosistemele pot fi ecosisteme naturale, acolo unde intervenția omului este minimă sau au loc numai acțiuni de conservare și de întreținere a ecosistemului respectiv, dar și ecosisteme antropizate, care se numesc astfel datorită faptului că sunt influențate sau chiar create de om. Aceste ecosisteme sunt parcurile, crescătorile piscicole, culturile agricole, serele. Pentru ecosistemele naturale, exemplificăm cu ecosistemul de pădure,
și ecosistemul de peșteră, unde intervenția omului este minimă. Ca și ecosisteme antropizate, am ales o cultură de grâu și o alee dintr-un parc creat și întreținut de om. Și acum să cercetăm împreună ecosistemele și să vedem ceea ce am înțeles până acum. În cele două imagini pe care le-am selectat, vă rog să identificați doi factori abiotici. Ați reușit? Haideți să vedem. În prima imagine avem, bineînțeles, un ecosistem acvatic. Principalul factor abiotic este apa, care este limpede, curată. În cel de-al doilea ecosistem, ați recunoscut deșertul, caracterizat de factorul abiotic sol, care este nisipos. Să identificăm acum doi factori biotici. Bineînțeles că ați reușit. Să vedem. În prima imagine, principalul factor biotic este lebăda, această pasăre elegantă. În al doilea ecosistem, regăsim plantele, macii. Acum, identifică tu ecosistemul creat de om, așa numitul ecosistem antropizat. Ai reușit? Sigur că da. Ecosistemul creat de om este plantația de viță de vie. Pentru a fixa cunoștințele și a avea în caiet notițe din această lecție, vă rog să vă notați pe caiet schema lecției. Veve vă urează să ne revedem cu bine la lecția viitoare.